Bună seara, dragi telespectatori, la o nouă ediție de Cool Art. Suntem deja în luna mai, o lună a cireșelor, dacă putem spune așa, și cireașa de pe tort din această ediție a emisiunii Cool Art este invitatul meu din această dupămasă, în această seară, un prieten foarte drag mie, un om cu care eu am colaborat cu ceva ani în urmă și, sincer, trebuie să spun că am amintiri foarte frumoase cu el. Bună seara, Laurențiu Gondiu! Bună seara, Ștefane! Bine, ne-am regăsit după foarte multă vreme. Mă simt lângă tine ca în sânul familiei. Parcă nu ne-am văzut mai ieri. Așa este. Laurențiu, eu am obișnuit pe cei care se uită la această emisiune ca invitațiilor mei să le adresez o întrebare formată din trei puncte. Și am să fac același lucru și cu tine. Cine ești, de unde vii și ce faci? Sunt născut în Republica Moldova. Am trecut prin toată cultura de acolo, inclusiv prin armata sovietică, adică am învățat toate. Tot ce se putea învăța. Toate bune și toate rele. Mm-hmm. Am făcut studiile aici la Iași, la conservator, pe urmă la București, masteratul. M-am reîntors în Republica Moldova pentru că acolo am descoperit o școală foarte bună de orchestrație. Mm-hmm. Am avut mai multe colaborări, în special cu Orchestra Radio și Filarmonica de acolo. După care m-am stabilit la București. Când te-ai stabilit în București? Prin 2003. Cum a fost pentru tine un, să spunem, la vremea respectivă, un tânăr compozitor? Eu am plecat din Republică când eram pe val, pe val. Uh-huh. Între timp, câțiva prieteni de-a mei au plecat. A plecat Tudor Chireac la conservatorul din Iași, a plecat Valentin Doni, unul din dirijorii cu care colaboram, și am hotărât să plec și eu. La ora respectivă credeam că plec pentru că aveam un bagaj de lucrări și mă gândeam, poate prind și un film. Uh-huh. Mă uitam că deja erau marele producții care se filmau pe la studiourile din România și asta a fost, de fapt, ideea de bază. Na, după ce am venit, nu am pedalat foarte mult pe ea, că mi-am dat seama că ei vin aici mai mult pentru platouri și pentru... Uh-huh. Am scris muzică la două filme românești. Care sunt filmele? 17 sau poveste despre destin de Teodor Halaicu Nicon și mai nou un film de Iura Luncașu. Iura, pe care îl salutăm în această seară, un regizor cu care chiar am colaborat la un moment dat și eu. Vă salut, maestre. Filmul se numește Ghinionistul. Mm-hmm, da, o comedie foarte spumoasă. Cum a fost să lucrezi cu Iura la acest film? Iura este un om minunat și multe din ideile pe care el le are ar putea fi mai departe făcute. Mm-hmm. Acum el a scos deja, nu știu, bănuiesc că știi și tu, a mai scos un film de curând pe piață. Aștept să-l văd. Da. Aștept să-l văd. Da. E un film despre care chiar am discutat la un moment dat într-una din edițiile noastre cu prietena noastră, Micaela Platon. Faci sau taci? O altă comedie, că și Ghinionistul a fost o comedie. Din punctul tău de vedere, cum a fost primită coloana sonoră a filmului Ghinionistul? Ghinionistul a avut doi autori la coloane sonore. Eu am lucrat pe partea de mișcarea scenică, adică unde trebuia un moment de suspans, iar muzica care trebuia, de exemplu, folosită pentru planurile mari, gen zborul, filmări din zbor și așa mai departe, a fost folosită de alt autor. Mm-hmm. Adică eu nu pot să o consider... Da, nu pot să spui că ai făcut tot soundtrack-ul. Da. Dar oricum e important că, uite, e un film chiar care a intrat în box office românesc și amprenta ta, chiar dacă este cea pe zona de acțiune din film, este acolo și este foarte important. Da. Mi-aș fi dorit mult mai mult pentru că s-a întâmplat în felul următor. În momentul când s-a ajuns la producție, de fapt, producția s-a făcut din banii proprii la ei. Uh-huh. Și eu speram să mai înregistrăm niște piese integrale care erau scrise pentru acest film. Din păcate nu s-a putut, nu mai erau bani. S-a făcut repede, s-a făcut altfel. Oricum, a ieșit bine și asta mă bucură. Da, a ieșit foarte bine. Întorcându-ne la în afară de faptul că tu scrii muzică de film și să-ți ajute Dumnezeu să mai poți scrie și de acum încolo pentru alte filme la fel de bune ca și Ghinionistul, tu ce faci în rest? Ce compui? Unde te pot vedea cei care vor să te cunoască prin compozițiile tale? O bună parte din activitățile mele sunt legate de formația Wood Band. Uh-huh. Asta e un proiect care s-a născut de la o chitară și un istraj, la istraj cântând Rodica. Pe care o salutăm. Da. Inițial am folosit într-un fragment, în 17 poveste despre destin,
Am făcut muzica toată în condiții de studio, adică chitară, iesraș și puțin ce se mai pus pe lângă. Și de acolo s-a cam pornit. După care au mai colaborat niște instrumentiști, unei numai pe niște piese, pe niște concerte, alții au rămas. În momentul actual avem o componență de quartet. Frumos. La percuții Juan Carlos Negrete, original din Venezuela. La flaut l-avem pe Augustin Creznaru, care este și angajat a operetei. Pe care îl salutăm, pe care îl știu, am auzit de el. Niște instrumente și cu care... E foarte ușor nu mai să cânti, dar și să călătorești. Și care a fost primul vostru concert în formula asta pe care l-ați avut? Primul vostru gig, cum se spune? În formula asta noi cântăm cam de vreo 4 ani de zile. Așa mi-aduc aminte eu. Nu pot să... Se pot urmări concerte și de vedea unde s-au mai schimbat. Ce pot să zic eu? Percuția a fost foarte importantă introdusă, pentru că ne-a dat ceva... ceva diferit, pentru că și nu era o percuție pur rock sau ceva de genul ăsta care ar fi fost mai bună pentru alt tip de instrumente electrice. Noi ne-am dorit o muzică, de ce a numit Out Band? Pentru că ne doream o muzică care să o poți asculta la volum mic. Asta a fost, de fapt, ideea. Și acum voi, am înțeles de la tine, la un moment dat chiar vorbeam înainte de a începe interviul, că în momentul de față v-ați orientat un pic spre, hai să spunem, un pic spre jazz. Jazzul a fost tot timpul prezent în muzica noastră. A fost o perioadă bună când orientalismul, să zic așa, influența mediteraneană a fost foarte mare. Și acum există. Conceptul nostru de concert este un concert care, deși suntem nu doar patru, să fie cât mai divers. Adică să aveți cât mai multe piese, cât mai multe compoziții. Piese diverse, dar și stiluri diferite. Oricum, suntem noi și având în vedere că majoritatea absolută sunt compozițiile mele, în afară de câteva piese tradiționale care le cântăm uneori românești, care iar și aranjamentele nu diferă foarte mult de original. De original, da. Deci asta, într-un fel, face să fie unitar, cumva. Dar dacă să ascultăm Out Band la început, nu va fi ceva fel la mijloc. Am înțeles. Adică ca stil. Totdeauna va fi ceva diferit, ceva la care cel care se uită la voi într-o sală de concert, să spunem, nu se așteaptă. Și asta e, până la urmă, asta de fapt înseamnă să fii fresh în muzică, nu? Eu am observat, de exemplu, că acum niciun om nu ascultă un gen de muzică. Suntem într-o epocă în care informația foarte repede curge. Mai mult decât atât, foarte mulți ascultă 10 secunde și trec la altceva. Da, așa este. Așa n-au răbdare nici pentru. Așa este. Și atunci și concertul nostru e făcut, adică începem cu muzică care se introduc într-o stare, după care muzica se dinamizează, după care avem o parte de mijloc care de obicei se axează pe texte, nu pe muzică propriu-zisă, sunt niște texte de glumă. Niște parodii mici. Parodii. Față de alte muzici care se cântă. Dar nu parodii muzicale, parodii ca sens, ca text. Da, 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 ca finețuri, până la urmă. Când ți-ai dat seama că ceea ce faci acum, compoziție, faptul că mergi în aceste concerte cu ceilalți colegii tăi, când ți-ai dat tu seama că asta vrei să faci?
atât de devreme încât mi-e greu să înțeleg pe care la 20 de ani nu știu ce pot să fac. Da, uite, e un răspuns foarte sincer și foarte frumos. Hai să-l dezvoltăm. Când ți-ai dat seama de fapt că vrei să faci muzică? Hai să zicem așa, de mic copil am realizat că ascultând o muzică, uh-huh, să zicem una de orchestră, da? Pe atunci ce se ascultă? Un Beethoven, hai să spunem. Da, da. După asta, mergând pe stradă, puteam să imaginez simfonii întregi de este de Beethoven, adică cumva pe o stilistică. Uh-huh. Muzici care erau ceva similar. E ca un radio care îl pornești. Și l-ai la tine în permanență. Da. În perioada de studenție am avut un moment când am scris muzica, prima muzica mea care s-a fost pentru o orchestră, a fost la un spectacol care s-a jucat la Naționalul din Chișinău. Uh-huh. Și acolo a fost prima colaborare cu școala rusă, pot să zici, pentru că erau elevi. M-a ajutat la orchestrație Gheorghe Mustea, uh-huh, un compozitor foarte cunoscut și dirijorul orchestrei radio. De ce am vrut să zic eu? Radioul ăla, la un moment dat, îmi suna atât de frecvent și de tare, încât a apărut altă problemă, trebuia să-l opresc. Dar nu mai puteai să-l oprești. Nu, da, da, pentru că începeam să-l iau heisa, razna. Da, uite, vezi, mi se pare pe cât de plin, dacă pot să spun ceea ce spui tu acum, apropo de metafora asta cu radio-ul, mi se pare pe atât de reală. Și, cum să spun, nu cred că ești singurul care la un moment dat a avut o astfel de... Da, da, da. La mine cu problema cu imaginația mai mult decât atât, aprobat în toate stilurile, dacă dau drumul, cu mici excepții. Sunt niște chestii care nicicum nu mă agață la suflet, hai să zicem așa. Aproape orice stil eu pot să-i dau drumul la radio ăsta. Odată cu maturitatea a apărut altă problemă. Nu vreau să trăiesc în imagini, în vise. Mm-hmm. Adică vreau să trăiesc în concret, în azi și în realitate. Și cum reușești să faci chestia asta? Eu fac foarte simplu. Odată pe săptămână fac un traseu de montan. Dar fac un traseu montan în grupuri grele, care fac trasee grele. Mm-hmm. Acolo nu poți să visezi, acolo, da, n-ai cum. Acolo dacă n-ai pus piciorul unde trebuie, te-ai dus. Exact. Uite, și asta mi se pare interesant. Ești un om care compune, un om care are imaginație, așa cum spuneai, și imaginația asta se transpune în note muzicale, se transpune în compoziție, se transpune în concerte și în momentul în care spui stop, te duci pe munte. Și acolo pe munte te încarci. Este un lucru foarte important care se întâmplă, să zicem, pe traseele nemarcate, pentru că e una să faci un traseu în parc. Da, care poți și să dormi, poți să te gândești ale tale, asta e altă. Dar când faci un traseu nemarcat, eu nu mai vorbesc de faptul că ești foarte prins de tot ce se întâmplă, de peisajele fantastice care sunt și așa mai departe, da? Dar atunci nu poți să te gândești nici la problemele de serviciu, nici la problemele București, sau nici la alte lucruri. La nimic absolut. Trebuie să fii acolo. Și nu trebuie să fii acolo, tu ești acolo. Pentru că însuși structura călătoriei tale e de așa fel. Da. Și asta mi-a dus aminte de, că citisem când eram încă student, starea de trezvie care încercau pusnicii să o găsească, adică starea de aici și acum. Da, da, da. De aia eu mi-e vine să râd când văd tot felul de training în care spune imaginează-ți. Da, nu poți să imaginezi ce vrei. Cum să-ți imaginezi. Să imaginezi că am fost regina Elizabeta în altă viață. Da, asta e o da, așa este. Cum vezi tu, din punctul tău de vedere, un compozitor destul de prolific, spun eu, pentru că, repet, ne cunoaștem de foarte mult timp și eu știu de ce ești în stare și nu o spun doar subiectiv, o spun că așa este. Cum vezi tu în momentul de față muzica românească? Cu bunele ei, cu tarele ei. Cum o vezi în momentul ăsta tu, compozitor? Muzica românească se dezvoltă. A fost un punct destul de slab la un moment dat, când era așa un fel de muzică electronică de carton. Uh-huh. Dar s-a depărtat, au început să se facă proiecte tot mai serioase și... Bine, de obicei totul este stratificat pe stiluri. Uh-huh. Cineva a mers pe direcție, cineva a mers pe alta, cineva se pricepe foarte bine la electronică și era mai departe, alții... La pop, alții la pop, cultă. Sunt compozitori foarte buni și în materie de muzică contemporană, de orchestră, adică ultimele recnete a modei și așa mai departe. Da. Cam așa. Pe de altă parte, pe mine mai puțin mă preocupă treaba asta. Am fost și eu în curentul ăsta, am participat la festivaluri de muzică experimentală și așa mai departe. Pe mine mă interesează o chestie care să
spună ceva indiferent de stil, indiferent de epocă și cam asta e zona muzicală care pe mine mă interesează. Am înțeles. Cu cine ai colaborat? Mă refer la nume importante, dacă sunt nume importante, mă refer din muzică. Cu cine ai colaborat? Chiar în momentul în care am venit în București, am avut câteva colaborări cu orchestre cunoscute, dacă are orchestrator în special. Am înțeles. Romanian Brass, care e pe lângă Ateneu. Traffic Strings. Da, cu care, sunt trup, cu care, sunt, cu care da. Și acum am întreținut relații de prietenie cu Lucian Moreanu. Deci, astea ar fi cele mai importante, pentru că ele sunt cele mai văzute, cele mai în față. Multe orchestrații am făcut prin tot felul de quartete și așa mai departe, dar cel mai des erau chestii de astea. Am nevoie de o piesă, nu știu care, în stil irlandez, stil irlandez, da, nu știu ce, și erau niște comenzi mici, plăți mici, care eu nici nu le consider, nici nu, nu sunt trecute la ucidere. Cum a fost experiența ta și acum, dacă vrei să vorbim despre asta, da, mi-ar face mare plăcere, cum a fost experiența ta în radio? Radio mi-a oferit la un moment dat un studio în care am avut timp să lucrez. Ce pot să zic? Asta a fost cel mai important, pentru că la un moment dat acolo am și realizat niște înregistrări care mi le-am făcut. În rest, radio foarte des este o ușă pe care se intră, se iese, se intră, se iese, adică o chestie așa mai serioasă, nu prea ai cum să o faci acolo. Da, de multe ori așa este. Tu ai apucat, de când ești în București, ai apucat să colaborezi, de exemplu, cu orchestra radio sau cu, în afară de cei de care am pomenit, ai lucrat cu orchestra radio sau cu orchestră mai mare decât cele pe care le ai deja în portofoliu? O radio de aici, din până una alta, n-am avut ocazia. Dar aștept momentul ăsta, am partiturile gata și am câteva lucrări care, care știu că merg și merg numai aici și deja sunt programate. Sunt? Bravo! Da, da. La unele le-am făcut reducții. Care este următorul tău proiect pe care vrei să-l faci? Proiect de, să spunem, de mare anvergură la care te-ai gândit și pe care vrea să-l faci și să știe lumea de el. Știu că de obicei nu prea vorbești de proiecte. Pe parcursul, deci pe parcursul, normal că sunt multe proiecte care le-ai început. De exemplu, la un moment dat am avut o comandă pe Micu Prinț. Cineva a venit cu ideea și cam știa pe unde, ce și cum, până nu s-a trezit că la momentul respectiv Micu Prinț era apărat foarte serios, adică trebuiau niște bani și... Da, niște drepturi de autor. Da. Și acum a trecut, de exemplu, momentul și el iarăși e liber. Și poate face cu el... Poți să faci multe lucruri cu acest proiect, cu Micul Prinț. Da, mi-am găsit și un scenariu început interesant, adică să-ți am aștept... scris o overtură. Da. Să-ți aștept Dumnezeu să reușești să-l faci, să-l duci până la capăt, sunt convins că o să-l duci până la capăt, pentru că ești un tip foarte ambicios de felul tău. Și mai ales ambicios cu tine, nu cu cei din jur. Și în momentul în care spui ceva în cap, faci. Asta e important. Din păcate nu pot să zic despre mine că sunt foarte ambițios. Dacă aș fi ambițios, nu sunt genul care bate într-o ușă de 10 ore, e genul ăsta. Adică... Da, bați de la ușă, dar uite că nu te lași. Eu muzica o scriu continuu. Știu. Proiectul care aș vrea eu să-l fac, într-adevăr, care aș putea să-l fac repede. Am un pachet de muzici gata făcute, unele chiar și destul de bine sonorizate, cu studii de studio, care nu se încadrează în zona festivalurilor de muzică contemporană, care se încadrează în zona muzicii de film. Și am astfel de muzici care, dacă găsesc un regizor care să facă ceva cu planuri mari, le putem folosi. Le poate folosi, le pot oferi. Cu atât mai bine. De ce nu? Doamne ajută! Și încă ceva. Deci, activând de mai mulți ani, la un moment dat am urmărit și curentele de bază care sunt în muzică. De exemplu, ca replică către tango al argentinian, a făcut un bolero tango balcanic. Ca replică a muzicii de film, am făcut și lucrări simfonice care mai spre zona de Hans Zimmer, adică cu planurile astea mari. Da. Și toate lucrurile astea pot fi făcute. Iată, pot fi realizate în România. Da, iată că sunt multe lucruri pe care lumea le poate afla. Asta este și ideea acestei emisiuni, de fapt. Ca lumea să afle și să știe că există astfel de oameni, indiferent că vorbim de orice domeniu artistic, că vorbim de muzică, că vorbim de literatură, vorbim de teatru, poezie,
tot ce înseamnă artă, cultură până la urmă, astea sunt niște cărămizi în cultura românească. Și trebuie ca lumea să știe despre ele. Iar eu mă bucur foarte tare că pot să fac lucrul ăsta cu oameni ca tine și ca mulți alții. Aș putea să mai adaug că lumea nu stă pe loc, că lumea, că au început să apară tot mai multe muzici mai consistente în România. Da. Adică nu putea să fie, să rămână numai în zona aia. Așa este, așa este. Înainte de a ne despărți, pentru că, iată, timpul trece foarte repede și ne prinde din urmă așa, din punctul tău de vedere, care ar fi mesajul către cei care se uită la tine acum, și am să te rog la un moment dat să te uiți în camera care ți este adresată, de ce folosesc întrebarea asta și formula asta, pentru că alta în momentul de față nu găsesc. De ce ar trebui oamenii să asculte muzică? Indiferent despre ce muzică vorbim. Muzica e o vibrație la care răspunde tot ce e viu. M-am convins asta și la animale și la... Se spune că și plantele răspund la muzică. Noi nu știm ce e muzică până la capăt. Știm ce e text, știm ce e note. Nici eu nu știu ce e muzică. Adică pot cumva să pun pe note niște muzică cu care rezonez. Și le-aș dori eu la toți oamenii să nu faceți greșelile care le-au făcut alții. Să nu trăiți într-o zonă de asta a imaginației, exclusiv. Imaginația numai să vă porniți atunci când e nevoie să realizați ceva. În rest, să vă conectați unii cu alții, să nu vă plângeți, că cu tare sau cu tare lucru nu se poate, să nu așteptați ca problemele voastre să le rezolve un conducător de țară sau să încercați să vă uniți chiar în grupuri mici, scara unui bloc poate deja schimba ceva, câteva scări pot schimba președintele de bloc care a luat ceva, a ras spațiu verde, a permis. Împreună un bloc poate schimba, dacă se adună mai multe blocuri, poate schimba un cartier, poate schimba un... Așa este. Și așa mai departe, adică încercați să vă conectați unii cu alții. Așa este. Este cel mai bun sfat pe care puteai să-l dai. Laurențiu, eu îți mulțumesc foarte tare pentru ce am făcut astăzi, pentru faptul că am fost împreună. Îți urez mult succes în tot ceea ce îți propui să faci și să-ți ajute Dumnezeu ca la un moment dat numele tău să-ți apară mare scris așa pe un generic de film important și să scrie acolo Laurențiu Gondiu muzica. Iar mai departe, te las pe tine să-ți dorești ce vrei. Mulțumesc! Cu mare drag! Dragi prieteni, Laurențiu Gondiu, după cum ați auzit, vă așteaptă, mai ales dacă sunteți în domeniu și aveți nevoie de astfel de muzică de film și nu numai. Iar eu vă urez la cât mai multe ore de muzică să ascultați, să vă bucurați de ea, pentru că este o hrană a sufletului, este un medicament necesar pentru fiecare dintre noi în fiecare zi. Mă cerți, spunând că-s vesel și superficial, inconstant în iubire ca un tigru plin de îngânfare, că întrețin o ciudată corespondență cu petele care apar uneori pe soare. Mă suspectez că iubesc alte femei, că o cântăreață face ordine în sufletul meu, că unele ființe au acces în substraturile geologiei mele, cum rădăcinele tuberozei în humusul greu. Mă tratez de celebritate, ca de o gâlcă și de un cârcel. Viața la vedere, îmi spui, este o interminabilă nenorocire. Reparațiile mele interioare cer un deviz special, musai trecând prin saltire. Mă acuzi, mă obligi să depun mărturie. Rechizitoriul este din mai multe game, complet. Sunt chemat la Tribunalul Suprem al obsesiilor tale ca bărbat, ca derbedeu, ca poet. Ei bine, mă străduiesc să răspund la întrebările toate, să mint dacă va fi nevoie, frumos și fără rușine. Dar mă bate gândul să te întreb la rândul-mi. Cine mă rog și numele cărei constituții te-am puternicit pe tine?